Nicolae Gogol, în noaptea de ajun, partea a doua. Să vedem ce făcea frumoasa satului rămasă singură acasă. Nici nu împlinise bine Oxana 17 ani și aproape toată lumea din Dicanca și din împrejurim nu vorbea decât despre ea. Flăcăii hotărâseră cu toții că fată mai plină de nuri n-a fost și nici nu va mai fi vreodată în sat. Oxana o știa, afla tot ce se spunea despre ea și tare năzuroasă mai era, ca orice femeie frumoasă. De n-ar fi purtat fustă groasă și pestelcă, ci o rochiță, praf le-ar fi făcut pe toate fetele. Nu era flăcău care să nu se fi ținut după ea, dar pierzându-și răbdarea, în cele din urmă se lăsaseră mai toți păgubași și ochiseră altele, mai puțin mofturoase. Singur fierarul era încăpățânat din calea afară și nu se lăsa de dragostea lui, cu toate că nici cu el Oxana nu se purta mai bine decât cu ceilalți. După plecarea tatălui său, fata mai rămase o bună bucată de timp să se gătească și să se fandosească, privindu-se cu nesaț într-o oglinjoară cu ramă de cositor. Ce le-o fi trecut oamenilor prin cap de trâmbițează că-s frumoasă? Spunea ea cu glas tare, numai pentru plăcerea de a vorbi cu sine. Oamenii mint, nu-s de fel așa cum spun ei. Dar chipul fraged răsfrânt în oglindă, vioi în tinerețea-i copilărească, cu ochi negri strălucitori și cu un zâmbet nespus de fermecător, care îți mergea drept la inimă, alta-i dovedea. Să fie oare ochii și sprâncenele astea negre, urmă frumoasa fată, fără să lase oglinda din mână, chiar atât de frumoasă încât să nu-și afle pereche pe lume? Și ce poate fi frumos în năsucul ăsta răsucit în sus? Dar obrajii, dar buzele. Frumoase soare cozile mele negre, se arate și sperii de ele, sunt ca niște șerpi lungi răsuciți care îmi stau încolăciți pe cap. Da, da, acum îmi dau eu seama că nu-s deloc frumoasă, dar după ce se depărtă puțin de oglindă, strigă deodată, ba nu. Sunt frumoasă, vai, cât sunt de frumoasă, o minune! Ce bucurie îi voi dărui aceluia căruia îi voi fi soție și cum o să se mai minuneze bărbatul meu, o să-și piardă capul, o să mă omoare în sărutări. Minunată fată, șopti fierarul care tocmai atunci se furișase pe nesimțite și de fel încrezută. De un ceas tot stă la oglindă și nu se mai satură privindu-se. Ba se mai și laudă în gura mare, spuneți și voi, băieți, sunt eu de nasul vostru? Ia priviți-mă. Urmă frumoasa, fandosindu-se, vedeți ce lin mi-e pasul? Cămașa mea cusută cu arnici roșu și ce panglici am pe cap. Nici când n-o să vedeți voi altele mai frumoase. Tata mi le-a cumpărat pe toate ca să mă ia cel mai destoinic voinic din lume. Se întoarse zâmbind și dădu cu ochii de fierar. Scoase un țipăt și se opri în fața lui privindu-l aspru. Fierarului îi se muiară picioarele. E greu să descrii tot ce era întipărit pe chipul oacheș al minunatei fete. Puteai citi pe el și asprime, dar și un fel de batjocură față de flăcăul făstăcit și ciudă care îi îmbujora ușor obrajii. Simțămintele îi se îmbinau pe față într-un tot atât de fermecător încât alta nu-ți rămânea de făcut decât să o săruți de mii și mii de ori. Pentru ce ai venit aici? Îl luă la rost Oxana. Vrei să te iau la goană cu vătraiul? Mari meșteri mai sunteți voi să vă furișați pe la fete. Într-o clipă ați și mirosit că nu-s părinții acasă. Lasă că vă cunosc eu, dar ea spune, cu sipetul meu ce se aude, e gata? O să fie gata, sufletelul meu, o să fie gata după sărbători. Dacă ai ști cât m-am muncit cu el, două nopți n-am ieșit din fierărie. În schimb, nici fata popii n-o să aibă sipet ca tine. Ferecături ca la el n-am pus nici la brișca pe care am lucrat-o căpeteniei sotniei de cazaci atunci când m-a chemat la Poltava. Și să vezi ce înflorituri am să-i fac. Pot să colinzi întreg ținutul cu piciorușele tale albe, dar pereche n-ai să afli. Tot numai flori roșii și albe, vă arde ca jăraticul. Nu te supăra pe mine, lasă-mă să-ți vorbesc sau măcar să te privesc. Cine te oprește? Vorbește, privește-mă.
Oxana se așeză pe laviță și, uitându-se din nou în oglindă, se apucă să-și potrivească cozile pe cap. Își privi gâtul, cămașa cea nouă, cusută cu arnici roșu, și un simțământ de mulțumire îi se zugrăvi pe buze, pe obrajii fragezi și îi străluci în ochi. Dă-mi voie să șed lângă tine, spuse fierarul. Șezi, spuse Oxana cu aceeași mulțumire pe buze și în ochi. Frumoasă, minunată, Oxana, lasă-mă să te sărut. Spuse iarăși flăcăul și, prinzând curaj, o strânse la piept cu gândul să-i fure o sărutare. Dar Oxana își feri obrajii, care mai că ajunseseră sub buzele fierarului și îl împinse cât colo. Ce mai vrei? Nu-ți ajunge mierea? Îți trebuie și lingură? Dă-mi pace. Mâinile tale sunt mai tari ca fierul și miroșa fum. Sigur că mai mânji de funingine. Spunând aceasta, se apropie din nou de oglindă și începu să se dechisească. Nu mă iubește, gândi fierarul plecându-și capul amărât, pentru ea totul e șagă, iar eu stau ca un prost în fața ei și o sorb din ochi și tot așa aș sta mereu și nu m-aș sătura privind-o. Minunată fată! Ce n-aș da eu să aflu ce-i în inima ei, cine o fi drag? Dar nu, de nimeni nu-i pasă. Nu se iubește decât pe ea, iar pe mine sărmanul nu face decât să mă chinuiască, iar eu nu mai văd în jurul de amărât și o iubesc cum n-a iubit și nici nu va iubi vreodată om pe lume. E adevărat ce se spune că maică ta e vrăjitoare? Îl întrebă Oxana și începu să râdă. Râsul ei luminos îi năvăli flăcăului în suflet și îl simți pătrunzându-i în toată făptura. Dar curând îl cuprinse întristarea la gândul că nu era dat să sărute obrazul care râsese atât de drăgălaș. Ce-mi pasă de maică-mea? Tu mi-ești și mamă și tată și tot ce-a mai scump pe lume. Dacă m-ar chema țarul și mi-ar spune, Vacula, fierarule, cerem cei mai buni din împărăția mea și îți voi da totul, voi porunci să ți se facă o făurărie de aur și vei lucra cu ciocane de argint. Nu vreau, i-aș răspunde, nici făurărie de aur, nici nestemate, nici întreaga ta împărăție, dă-mi-o mai bine pe Oxana mea. Ian, te uită cum ești, numai că nici tatăl meu nu e prost, hai să vezi dacă într-o bună zi nu se însoară cu maică ta, spuse zâmbind și ret Oxana, dar văd că fetele nu mai vin. De ce or fi întârziind oare? Ar fi timpul să înceapă colindele. Mi s-a urât de atâta așteptare. Dacă nu vin, atâta pagubă, frumoasa mea. Ba deloc, cu ele or să vină negreșit și flăcăii. Atunci să te ții veselie și să vezi ce pățanii și ogubețe or să-mi povestească, care mai de care. Vrei să spui că petreci mai bine cu ei? Da, mai bine decât cu tine. Parcă a bătut cineva, sunt sigură că ei sunt. Ce să mai aștept? Își spunea fierarul. Își bate joc de mine. În ochii ei nu prețuiesc mai mult decât o potcoavă ruginită. Dar nici eu nu o să mă las bagiocorit să-l văd numai pe acela care îi place mai mult ca mine, să-l învăț eu minte. O bătaie în ușă și o voce răsunând ascuțit îngerul de afară, deschide, îi curmară gândurile. Stai că deschid eu, spuse fierarul și ieși în ciudat în tindă cu gândul să rupă coastele celui dintâi om care îi va ieși în cale.